O ședință cu un ordine de zi destul de subțire. Dau cuvântul doamnei secretar să deschidă ședința, să constate vorbul și pentru procedurile de vârstă de lege primit desemnarea președintelui ședinței. Bună ziua, deci astăzi prezentat de 13 consilieri din totalul de 15. Obligă pe noi să intervenim după ei. Fapt pentru care am înțeles despre de hotărâre,
taxă de 4 lei per metru cub, exploatat, de lemn exploatat. Nu știu dacă e mult sau puțin, alte comune mai drastice au o sumă mai mare, alte comune mai puțin drastice au o sumă mai mică. Nu știu dacă ăsta e scopul. Scopul e să protejăm drumurile pentru o încărcare mai puțin excesivă a echipajelor forestiere. Nu mai vorbim de faptul că acestea în deplasarea lor către punctele de descărcare o să ridice praful până la cer. Cred că e o măsură binevenită pentru nu mai descuraja ei, nu mulți văzut descuraja ei, responsabiliza în modul de a-și încărca utilajul. Ei se strofoacă să încarce cât mai mult și cât mai repede, iar noi o să rămânem cu parcurile și cu deranjul pe total. Să știți că nu e un moft pentru administrația locală din Muravăi. Acest lucru a fost solicitat de către cetățenii anul local sate, capătă respectiv plătinata, știind prin ce au trecut, știind că se va trece de la plăturile pe toată plătinata, se va trece pe tot drumul din capăta. Nu cred că e mult sau puțin pentru exploatători de lemn, având în vedere prețurile pe care ei le vehiculează de la licitația, la prețul care a licitat la pădure și cât vând 4 lei pentru fiecare metru cub care să vină în bugetul poate până la Muravăi, nici nu e mult pentru ei, dar nici pentru noi nu e de bun, cum se spune. Am prevăzut și o posibilitate ca autoarele, având în vedere că ei autorizează, ei se ocupă cu parchetele pe exploatațiile, în baza unui contract de mandat, pot încasa banii pentru noi, ca să nu îi deranjăm pe cei care vor exploata lemn. Am prevăzut posibilitatea plății la caseria, la caseria primării. Dacă se aprobă proiect de hotărâre, vom înștiința prin panou faptul că recuperează comunii Muravăi pentru acest tip de activitate se va să percepe tax. Am prevăzut și sancțiuni. Zic eu că e o măsură binevenită în condiții în care vine vremea uscată și deranjul va fi pe măsură. Alte întrebări la cuvânt? Da. În principiu, tu ai plăcut foarte mult. Da. Practica nu. Este scos de pe internet. Oameni buni. Cum e celui care este cu această pădure la ordinată? Pe kilometru, pe metru cub, pe tonă, pe oră, cum e? Preferam un proiect de hotărâre în care acea societate care exploatează la ordinată, pe teritoriul poate comuna Muravăi, să impunem să vândă tot lemnul în comuna Muravăi, să nu-l ducă să vândă în alte localități. Eu consideram că era mai bine așa. Acum, drumurile noastre, în părerea sunt chiar foarte bune. Podețele sunt foarte bune. Cum mai putem pretinde? Ce să-i pretinde ăla? Vine cu unul după el, cu o remorcă și în loc de 20 de metri, duce 30. Nu! Nu mai duc niciun metru, decât în comuna Muravăi. Mai impun o taxă. Nu mai vine nici naiba să-i exploateze pădurea la noi. Taxe și taxe. Mergem pe internet și facem proiecte de lege. Am făcut proiecte de lege cu la rând. Zonă strategică. Toți ați aprobat. Unii sunt. Am mutat tot peste drum. Am făcut proiecte de lege ca fiecare stâng să fie identificat. Când se scrie eu, că cheamă Gheorghe, Mădeană, Vasile și Ioana. Unii sunt proiecte. Votăm pentru ce? E dragul de a vota? Nu oameni buni. Să votăm să fie practic. Ce-i practic în ziua de astăzi pentru noi? Dar vine asta. Hai să punem șerban. Noi să ne bucurăm că vine șerban în comuna Muravăi și ne ală. Tot terenul care nu lucrează nimeni, dar urmă să mă bătrâni. Să-i mai pun taxe că se duce să dea cu ierbicit, să-i pun taxe că se duce să dea cu azotat sau că seamănă, hai să le punem la toți și că respiră pe teritoriul comunei Muravăi. Cum ajutăm noi pe cei care vin din alte localități să
facă ceva în comună. Păi până a venit și el bani la noi în comună, toate lucrățele pe deal erau... Se pune acum acasă în Șerban să treacă de căsătății pe Iisus în voaie. Păi ce taxă se iau? Când are o dată, când Iisus iau taxă, când e decidat o taxă. Hai să vedem să vină, să vedem ce face în comună. Și dacă ajută comunitatea. Nu voi lua taxă, e tot ce e ca să știu. Domnul Domnul Mihalcea, în primul rând, v-aș dori, când veniți la ședințe, să citiți proiectele de hotărâre, în primul rând. În al doilea rând, să vă contraziceți singur. Mi-a spus că vă doriți ca oamenii din Coltinata să beneficieze de lemnul ăla și automat v-ați și argumentat. Și că nu mai pot cura lucrurile. Nu mai pot cura Marcel Bobre. Nu mai poate cura de aia, se plânge. Deci. Tot Marcel Bobre se plânge. Nu mai poate cura, că odată cu Marcel Bobre. Maria a stat la pușcărie. Și pisești din tot eu la pușcărie. Și au drumurile la Coltinata. Sunt foarte bune. Sunt foarte bune, nu vreau să le strici. Nu vreau să le strici. Tocmai v-ați contrazis singur și a spus că vă doriți ca lemnul să rămână să poată să-l cumpere oamenii din Coltinata. Iar instituind o astfel de taxă, îi vom descuraja pe mari dezvoltatori forestieri de a mai opera pe raza comunii Urapoi. Știți foarte bine că nu puteți impune dumneavoastră și nici eu și nici nimeni unui operator forestier să vândă lemnul, îl duce unde vrea el, pentru că el îl licitează. Nu suntem noi proprietarii pădurii, sunt cei de la Ocolul Sindri care fac exploatații forestiere. Ei au obligația să ne comunice nouă. Operatorii economici care au câștigat licitații și numărul de metri cub pentru care au licitat. Tocmai că drumurile sunt foarte bune, luptăm pentru a le întreține așa, se muncește pentru a rămâne așa. Asta nu înseamnă că o să permit diverselor operatori economici să vină pe raza comunii, să facă profit, să ia lemnul cu 50 ceva de lemn, dacă v-ați aminte, și să-l ducă în altă parte, repede și iubi cu 3 milioane, iar eu după aia să vină oamenii la primărie și să spun în cap, din capăt până sus, nu mai pot urca, în Bahna s-a stricat, în Coltinata s-a stricat, pe Enata s-a stricat. Și să repar eu. Cu ce să alege primăria comunii Gurapăi, de pe urma marilor operatori forestieri? Care este venit? Niciun. Vă spun eu. După aia nu rămân. Nu o să vă nu plătești nici TVA aici. Este fix problema operatorului forestier dacă îi va mai conveni să opereze la prețurile care le impun pe premiul hotărârii Consiliului Local. Dar nu în cap, de țară. De la 80 de lei putea metru de picior, la 84, că trebuie să plătească 1.004 lei pe metru cub. Stați, ne zic că nu se răcește domnul Lazar, domnul Cascata. O întrebare, ședinte. Pe exemplu, un cetățean, îi pune și lui taxă? Domnul primar, eu aș propune să dăm taxa spatului pentru ceva nu știu așa lipul din prețul pe vinde. Dacă mai pune 10 lei, vinde cu mai pune 10 lei. Este cu amendamentul dumneavoastră, va fi supus la vot dacă va fi acolo. Mea să dăm taxa 4 era pentru că nu e nimic pentru creata dumneavoastră. Tot noi. Dacă să strâng votul la vot, tot nu pune partea dumneavoastră. Eu zic că e bine să mă dăm taxa, nu știu. Din 4 lei poți. Propunerea dumneavoastră, supuneți-o la vot. Eu am spus ceva între ce am văzut în practică, de exemplu, Comuna Dofteana cu Comuna Căiuța, alte comuni cu parchete și ecotații părăstie. Mai este cineva care vrea să facă un lucru? Apropo de drumurile comunale și când a venit și s-a băgat traseile de apă și s-a lucrat în comună, societățile care au venit, au făcut și au lăsat la aici. Drumurile comunale au fost reparate și refăcute din banii contribuabili, la banii primării. Chiar așa, există și o lege în sensul ăsta. Orice societate sau care vine și operează pe drumurile comunale de țări, trebuie să le lase exact în starea care a fost. Nici mai bună, dar nici mai rea.
Bănuiesc că sunt dăm soartă proiectul cu apă și predumbrava la pachetul din apă. Chiar aș vrea de partea primăriei să fie cineva să supravegheze și nu mai lese drumul de aproape impracticabil. Domnul Gămant, tu aveați dat dreptate. Adică fiecare care a venit și-a văzut interesul din asta comunic și de reparat a trebuit să reparăm noi din bugetul local. Nu, asta nu consider nimic ieșit din comun ca să iau 4.000 pentru fiecare metru cub. Și nu vă gândiți acum, se încoatează 1.000-1.500 metri cub, faceți calcul, nu încasăm noi mari lucruri. Dar măcar să știi că au lăsat ceva și în comună în comun. Că pădure locul ăla, să vă spun. Cei 4.000 se vor regăsi în prețul pe metru cub, vândul la popular. La locul de muncă la care activez eu, lucrăm cu utilaje grele și nu ne permite nimeni să intrăm pe drumuri, fie ele județene, comunale, fără acordul primăriei. E normal ca o primărie să perceapă niște bani ca și taxă pentru intrarea utilajelor grele care pot produce distrugere. De ce să ne opunem unui ban care intră la Consiliul Local? E o normalitate. Eu vă spun... De... O firmă plătește așa. Plătește că merge pe drumurile publice. Pe noi ne interesează. Plătesc o dată. Pe noi ne interesează. Plătesc o dată că merge pe drumurile publice. Plătesc asigurare, plătesc rovinetă. Mai plătesc că intră... Nu e altceva. Pentru că dumneavoastră vă interesează costurile firmelor care intră pe teritoriul Poate Buravăiei sau vă interesează... Este total diferit. Deci cum aș intra eu acum, prin centrul capitale, trebuie să plătesc zona verde ceva în plus. Deci când îi pui la o societate, impozit în plus, societatea mărește prețul. Societatea a spus că dat bani. Că eu dat bani, mai nu știu, după ce lucra n-am bani. Foarte bine că punem taxele astea. Ăștia beneficiază de niște facilități care noi suntem în comun de mici și nu trece de drumul nostru, nu luăm nimic. Depășează de-a pe terenul nostru, nu luăm nimic. Poate domnul, fost primar, pare că era cea știi. Știți că a fost problema în capăt. Acum a fost. Dar și la primărată. Nu s-o știu dată. S-o depășează, nu s-o cumpăra terenul la capăt pentru bază de apă. Cine o lua lemne și cine o lua bani, acum nu știe nimeni, nici el vă dează. Dumneavoastră! De acolo am cumpărat că mi-am s-o depășat, am vorbit eu cu la urmă. Să punem la tot proiectul numărul 2, cine este pentru? Împotrivă? Acum am dat în tot cu mărire față. La tine? Haide. Trebuie să domnul Tătadu, cum vă pun la tă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 t
de bani de la suma de oblegi, bă. Lasă-mă, și eu cumpăr lemn, ce care cumpăr. Am făcut de nu pot să exportez. Este la până consiliul local. Foarte bine. Păi, dar ce vrei să spuneți? Vă puneți în dublă valoarea la proiectul numărul 2 de 8 lei? Eu cred că nu. Cine este pe acest Yeah.
care l-am așteptat, de la o propunere din partea școlii, a venit cu o structură, cu o schiță din școala gimnazială, l-am dezvoltat puțin. E un regulament de utilizare celor două baze sportive și a bazelor sportive viitoare pe terasa comunei de la voi, astfel încât să nu perturbăm ordinea de curs, pentru că ați văzut că în proiectul de hotărâre prioritate și prioritari sunt elevii, dar să beneficieze și ceilalți tineri, copii, în afara orilor de program. Nu e un mare proiect de hotărâre, nu e nimic complicat. Am dat prioritate cadrelor didactice, elevilor care sunt la școală, să-și desfășoare activitățile sportive în conformitate cu prevederile legale, respectiv legea educației fizice. Am prevăzut mici proceduri în intrarea pe teren. Adică nu o să mai intre de avară. Cineva dintre copiii care vor să joace va trebui să-și asume faptul că sub bagheta lui se organizează acel eveniment. Deci unul din organizatori se va prezenta la școală sau la reprezentantul pe care școala va delega, îi va spune că la data de dorește să intre în terenul de sport împreună cu număr de 10, 15, 14 copii, dă o copie cu bulletin, își asumă tot ceea ce se întâmplă pe terenul de sport, e responsabil pentru distrugeri și pentru mizerie. Despre asta e un mare proiect. Nu se percep taxe. Ați văzut că nu am introdus taxe pentru utilizarea terenului de sport. E la liber, e al comunității, dar în niște mici limite de decență. Mi-ați solicitat de altfel dumneavoastră, domnul consilier Gaman, să avem așa o evidență clară a celor care intră, pe ce perioadă și ce activități au desfășurat, pozitive sau negative pentru terenul de sport. E un mod mai ușor de a responsabiliza până la urmă pe cei ce vin din spate ca noua generație. Să ai și unul la joare? Alte aspecte la primul? Regulamentul este bine structurat, vă mulțumim domnul primar. S-au prevăzut acolo și câteva contravenții și cine va putea să dea acele contravenții. Trebuie medializat în modul acesta ca toți doritorii de sport să știe că nu se duce chiar așa pe un domeniu public, să facă chiar ce dorește și când dorește. Și eu văd ceva un lucru bun în regulamentul de care v-am spus. Aveți la urmă? Eu sunt ceva mai pragmatic, de tip mai vechi. Era un teren de lut, cătușa cu cret și cu vară. Nu aveam regulamente pe timpul Ceaușescu, aveam echipă de handbal în divizia A. Nu mai îmi urmărea nimeni. Jucam când voiam și cum voiam. Și acum sunt nevoit să votez un regulament. Care regulament? Avem profesor de sport? N-avem. N-avem, pentru timp de geaba. Aveam un profesor de sport, Victor Davidescu, vin să-i la ușoară, vine aici și fiecare după amiază, ducam cu el hamba, să alergam. Profesorul de sport să facă program. Nu-i fac eu consilier al Comunei Duravoie sau primar. Copiii vin, eu am închis porțile. E duminică. Cine din Consiliul Local care votează astăzi în program vine să supravegheze copilul? Ce profesor de sport sau cine și-a obligația? Un copil de 12-13 ani face un tabel și dă niște... Hai să facem o activitate organizată. Nu! Ce responsabilitate a acel copil de 14 ani că să fie unul pe bară și nu cade poarta în cap ca la alta. Facem regulamente și asta, hotărâri de Consiliul Local, ca să avem ce vota. Copilul trebuie să facă sport. Lasă-l să se ducă. Dar nu în timpul oră de program să urmărește că fumează acolo. Are dirigente, director de școală, om de serviciu,
Păi fac eu, consilier local, copilului proiect de hotărâre să se ducă să nu mai fumeze sau să luați fotbal sau handbal când vreau eu. Nu! Joacă când trebuie, dar dă dovadă de bun simț, nu te droga, nu fuma acolo. Eu îi văd tot timpul. Bea bidonul de suc, la lucru, pe spațiu, vreau să spun, băi copile, tu te șați bidonul, cu un ton de rol. La care el răspunde, el nicul nu e. Asta e răspunsul unui copil, asta e educația care primește probabil. Și de acasă și de așa. Pentru că, nu știu, ori nu e o instituție de cultură, unde se educă, se educă atât partea de materie și au de învățat, dar nu și disciplina respectivă. Îi lăsăm să folosească terenul cum vor, a schimbat trei rânduri de bărci. Este domnul? Vreau cu și eu. Trei rânduri de bărci. Au obsit, gardă, lupte, lasă, lupte aia. Au drepturi, dar cine plătește? Primării. Că n-am văzut pe nimeni. Deci, timpul programului, ca profesorul de sport sau inițiatorii de activități sportive să răspundă, și cei din afara școlilor care vor să joace, problema este că ar mai trebui un activ, nu specific nicăieri, celor care calcă, fără cerere, fără aprobare, s-ar gata, intră, joacă cum vor, înjură ca la crâșmă. Este. Deci ar trebui să văzut un activ. Și pentru cei care intră în mod abuziv, fără respectarea cerului verbal scris. Deci, domnul și urmărește. Dacă vă uitați, de la articolul 8 din anexă, apar toate interdicțiile, inclusiv contravențiile. Totodată, legea 68/1991, privind normele de convențiune socială, stabilește faptul că accesul pe domeniul public, fără respectarea regulilor de acces, acestui regulament, constituie contravenție, sancționează conform legii. Tot întreabă domnul Mihal, ce nu sancționează? Cine sancționează, cine sancționează? Eu am încercat cu ei, în general, toate metodele și cu vorbă bună. Acest regulament mai vine și în ajutorul autorității administrative. Să vă spun de ce. Exact cum spuneți. Poate nu o să îi supravegheze nimeni când timp sau nu o să fie timp sau... Dacă se întâmplă ceva, acest regulament va fi afișat pe ambele baze sportive. Corect. Dacă se întâmplă ceva, cum se mai întâmplă? M-a mai văzut o poartă în capul unui așa, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Pasic o coață în vânt și nu știu ce pățește. Noi suntem absolviți de orice timp. Pentru că a intrat pe terenul de sport, fără respectarea regulamentului acesta. Eu zic că nu inițieze proiecte, așa cum spune domnul Mihai, drag, dar iniția, ci din potrivă, de a reglementa anumite lucruri simple și de a ne proteja și pe noi ca entitate cu privire la posibile evenimente de dorit. Alte scrie la cuvânt? Supun la vot proiectul numărul 3, cine este pentru? Împotrivă?
Trecem la proiectul număr 4, proiect de hotărâre privind designarea domnului Silviu Chinei, primarul comunei Craiovei, ca reprezentant legal în relația cu AFIR pentru derularea proiectului achiziție bol de excavator pentru primăria comunei Craiovei, județul Bacău. Domnule primar, proiectul de hotărâre pe care l-aveți în față, confirmă doar faptul că nu am greșit când am aprobat plecarea domnului Bubărie în instituție. Dacă vă uitați la articolul 2, revocăm o hotărâre. O să-mi spuneți că am mai dat hotărârea asta, așa, pentru că am mai dat. Doar că la data întocmirii cu proiectul de hotărâre respectiv, domnul Bubărie nu copia că un contract de finanțare de până la și nu are legătură cu contractul singur. Când am fost ca să depun pentru decontare la UGF, au sesizat faptul că nu este același contract despre care vorbim în derulare. Dar ce nu modificarea hotărârii, una corectă. E vorba că în hotărârea 81 este greșit contractul de finanțare trecut în hotărârea respectivă. Revin cu altă hotărâre, o aprob pe două cu cealaltă și vin cu una corectă. Scrie la cuvânt. Nu la vot, proiectul număr 4, cine este pentru? Abține? Împotrivă? Proiectul de vot, proiectul de ordinea de numărul 6, care este implementat. Proiectul de hotărâre privind stabilirea limitelor de reprezentare al reprezentantului la Autoritatea Administrativă Teritorială Comuna Craiovei, în adunare generală a Asociației de Companie Regională de Apă Bacău S.A., la care Comuna Craiovei este acționar și APA Asociația de Dezvoltare Comunitară și Sectorul Primar și Am vrea de zi că l-am primit, cum ați văzut, l-am primit recent, l-am primit ieri. Așa cum știți, Comuna Craiovei face parte din ADIS, ADIC și CRAP, paga CRAP ca acționar. S-a luat decizia, este cu creșterea puterii dumneavoastră ca și Consiliul Local, ca noi, reprezentanții legale cu OAT-urilor, să votăm în CRAP, în ARA, doar ce hotărâți dumneavoastră la nivelul local. Înainte, Consiliul Local putea să spună că e de acord cu chestii, primarul când ajungea la AGA, vota că nu e de acord. Eu, în acest proiect de hotărâre, eu ca reprezentant legal în relația cu ADIP și cu AGA, pot vota doar cum mă mandatați dumneavoastră. Dacă dumneavoastră mă mandatați să votez împotrivă, eu nu pot vota pentru. Deci, Consiliul Local va primi proiectul de hotărâre, se va pronunța pe el, anterior ședinței AGA. Eu, când mă duc în AGA, nu pot vota contra decizii Consiliului. Deci, vă sunt sporite puterile cu privire la deliberarea asupra asociațiilor din care facem parte. Eu consider un lucru bun, consider un lucru rău, că tot mai bine când știi mai multe lume ce se votează în ședințele ADIS și ADIM, e mai bine și în toată comuna. În general, ședințele sunt destul de stufoase ca și comunicații, dar, la urmă, eu reprezint OAT-ul și dumneavoastră sunteți fără de deliberativă, doar trebuie să execut ce spuneți dumneavoastră și în adunarea generală a asociațiilor. Cam despre asta e proiectul mare. El e destul de consistent ca și hârtie, dar despre asta e vorba. E vorba ca ceea ce hotărăște Consiliul Local, primarul nu poate vota contract în act. Alte scrieri la cuvânt? Supunem la vot proiectul numărul 6. Cine este pentru? Mergem la proiectul numărul 5. Divers. Dați voi, domnul președinte, să încep eu. Să încep o veste bună. V-am înaintat așa să circulez. La fiecare, am semnat la Ministerul Dezvoltării, pe multe drumuri de București, actul adițional care ne alocă sumele necesare pentru începerea procedurii de licitație publică, alimentare cu apă, satele Potocești, Emilia, Păltinata, Lumbrava și Capăta. Ministerul Dezvoltării ne-a suplimentat, așa cum scrie la actul adițional numărul 4, cu aproximativ 12 miliarde și jumătate suma pentru a avea banii necesari derulării procedurii de achiziție. Este cea mai bună veste pe care puteam să vă dau la finalul anului, mai începutul lunii, colega de la achiziție
publice se pregătește, urmează să desemnăm un expert cooptat care să ne ajute în această procedură, că per total sunt 75 de miliarde, e procedură grea, am mai trecut prin ea o dată, sunt convins că se va descurca din partea mea de sprijinul și din partea colegilor. Urmează o perioadă aglomerată pentru Comuna Bravoie, pentru angajații primăriei. Vom da până la mai multe lucrări pe care le dorim implementate cât mai repede. Vă dați seama că principalul lucru este alimentarea cu apă, așa cum am discutat de la bun început, că pe asta vom marșa. Acum să punem și cu vestea proastă. Vestea proastă e că, deși avem o lege în vigoare, care a fost promovată foarte, foarte mult fast, se numește legea gazelor naturale, promovată atât de președintele Iohannis, cu atâta patos, spuneți dar că acest lucru începe să devină utopie. O minciună, o bogoașă, care începe să se contureze din ce în ce mai mult cu un mare eșec al actualei guvernări. Așa cum știți, Uniunea Europeană, Comisia Europeană, a respins de stat ideea gazelor naturale clasice. I-au obligat pe cei din guvernare să se găsească formule de alimentare cu energie verde, deci de cum poluantă. Iar din ce se discută, alimentarea cu gaze se va face printr-un proiect pilot pe care îl va decide guvernul într-o anumită zonă. Mă îndoiesc că va fi Bacău. Deci rămâne să vedem dacă Bacău va fi inclus în zona pilot pe care vor merge pe implementarea gazelor naturale. Acum, în opinia mea, dacă toți primarii, indiferent de culoare, sub egida ACOR, Asociația Comunilor din România, ne-am unit și am intentat un proces împotriva guvernului, care are o lege în vigoare, care spune că domnul, fiecare sat, fiecare comun, fiecare cetățean va fi branșat gratuit cu o componentă inteligentă până la limita proprietății, am cere daune și prejudicii, sunt convins că pe viitor, legea de tipul ăsta nu ar mai fi adoptată cu atâta fastă și cu atâta bucurie. Nu putem alimenta cu hidrogen, așa cum cere Uniunea Europeană, pe componenta verde, pentru că România nu produce hidrogen. Deci nu ai cum să prevezi o rețea de gaze cu hidrogen câtă vreme tu nu produci așa ceva. Nu există o strategie în sensul ăsta, nu există discuții, nu avem nimic cu apa. Deci proiectul de gaze, deși el este contractat de fost administrație, doar am actualizat SF-ul, o să-l depunem, dar fără prea mari șanse de finanțare. Astea sunt plusurile și minusurile la care vă aduc la cunoștință. Pentru temelia, în perioada următoare, o să scot la licitație publică proiectul de creier de sport. Am semnat marți acum contractul de sistem supraveghere video în Comuna Bravoie, o firmă de la Brașov. Au 30 de zile termen semnării să întocmească proiectul tehnic să obțină avizul IPJ Bacău. Suntem în grafic cu toate lucrările pe care le propunem. În schimb, a spus, a rămas cu ăsta mare după acest lucru cu gaza. Rămâne să vedem ce linii de finanțare vor fi deschise prin PNRR, dacă se va relua programul mult bulit numit PNDL 3, dar care toți primarii și toate primările și-au văzut unde primite mare parte din visul prin el. CNI-ul e un triaj, nu au bani suficienți pentru lucrarea asta, au cerut 5 miliarde, au primit undeva la jumătate. Așteptăm linii de finanțare concrete pe care să putem depune. Proiectul fostei administrații pe iluminat public a fost respins. Modernizarea iluminat public a fost respins. Am formulat contestații împreună cu consultantul. Vedem care sunt șansele de câștig. Deși, v-am spus, după analiza proiectului împreună chiar și cu consultantul, la modul cum era gândit el fiind numit eficiență energetică pe iluminat public, la 450 de lămpi, câte sunt acum cu 20, 30, 40 de vați, să montezi 800 de lămpi cu 30 de vați, nu prea știu unde era eficiența energetică, trebuia să închid lumina de tot. Într-un fel, nu știu dacă e bine sau rău, vom vedea ce mai fi pe viitor. Deocamdată, linii de finanțare trebuie
pretenții concrete nu sunt. Cred că urmăriți cu toții discuțiile de la, la televizor. Nu vreau să arunc banii pe presupunere, aștept lucruri concrete, informații concrete, atunci când vor fi pregătite linii de finanțare și linii de finanțare eligibile pentru depunere și apel, fiți convins că o să avem pregătit toate studiile și toate documentațiile în vederea depunerii obținerii de finanțări europene sau fonduri guvernamentale. La nivel local, ați văzut, cred că se vede, am muncit în oana două săptămâni. Eu zic că e și o lucrare de bună calitate. Cum fac încasoarea, ce pot să-și poată, vă spun, din plin banii, e altceva. Urmează, nu plecăm pentru Brava, doar că e destul de capricioasă cremeată. Două zile ploaie, trei zile nu. Trebuie să aștept să se usuce ca să pot intra cu utilaje de marca, altfel fac mai rău. Între timp, utilajele, când nu se lucrează pe ele, să știți că sunt la întreținere. Am adus înlocuit de ulei, filtre, schimburi. Am schimbat tot ce se poate la ele ca să fie competente și pregătite pentru perioada de lucru secetoasă, atunci când vrem să lucrăm intensiv. Următoarea urmăriță pe care vom intra, vă spun de la început, că avem un plan, ne-am adept la el. Rămâne tot în Dobrava, rămâne urmărița la Niță, după care coborâm pe Inata, spre Părtinata, mergem spre capăt, alipurat din partea de sus a satului și cobor către Curavăi. Curavăi va rămâne ultima, pentru că drumurile comunale locale arată pe stradă la tot de bine, le întreținem cu utilajele când e nevoie. Cam asta de la mine pentru dumneavoastră la urmă, pentru că diverse, a fost ca o informare, așa. Vă prezint lucrurile așa cum sunt real, nu vreau să nici floresc lucrurile, nici să le iau din importanță. Dacă mai sunt alte lucruri. Domnul Roman, ai ceva de spus? Avem două becuri de venea care nu cred că s-au ars. Unul la Florin și unul chiar pe urmă la Vigil. Primul cu un cadru. Să aveți în mergeți să le schimbați, să vedeți ce se întâmplă. Domnul Gare. Eu am mai mult de probleme, dar eu, da, ai spus. N-am văzut nimic despre canalizare cura voia fi cadrul să este eligibil, toate regulațiile pot accesa. Deci avem apă, nu avem canalizare. Ok. Apă din Brava. Este o clientă, dacă nu sunt corect și mă bucură, aici se vede accelerat. Să vedem firma, să vedem cum facem, licitația publică și cu gazele vom mai vedea. Am o durere a mea. Drumurile locale și comunale, aici ziceam că nu mai va stăm cam balastată și nu mai pot intra oameni în Bograva. Se balastează, este foarte bine. Dacă cine e, avem 3,7% și 7,8%. S-a continuat sau nu procedura? Să predăm celor de la CNI și să primim bani. Era vorba de cele trei multe de media, la Marcelino Tiron, de la Turiță la Calin și de aici, de la Nelu Apostol, la Turturic. Sunt eligibile, proiectarea este tot, suntem trecuți, suntem aprobați, să vedem ce facem mai departe. Extinde rețea pe cele două urițe, inclusiv cea de la Trășcară. Era vorba să facem proiect, adică vorbim de proiectam, că lăsăm regulament la copii, că copilul să joacă oriunde, știu ce bun, mă ziceam pe bun. Trebuie să continuăm și cât mai repede, ca să nu mai fim nevoie să balastăm, facem asfaltare, cum am promis. Referitor la Aftershow, discutam cu domnule, campanie toți tineretul, că au fac internetul, facem grădinițe, Aftershow, la Pinata, la Capăta, la Pătrășcani. Aș vrea să le alerg totuși și nu uitați de mașina de pompier, mergați, că trebuia să dau un cer, să le închid. Chiar eu zic, e o impartinată treaba asta. Da, deci aș vrea și inclusiv mașina de pompier care a intervenit. Plătim taxă de trecere prin pădure.
Nu l-am făcut noi? Luați-o în considerație, domnul primar. Încă o treabă. Acolo la aia, de la Huidola, erau două tezi. 5.000 de lei de pietra. Una am luat-o și am dus-o la capra, la care se adapă 36 de vaci. A fost o cheie decizia. Dumneavoastră a luat decizia ca o tei cu 5.000 de lei și o dat un creștin. Sunt de acord, v-ați spus, este o cheie, are 172 de hectare concesionate și el se acum paște pe terenul la oameni. De ce nu vine pe terenul comunei? A tăiat apa când a plecat și a luat teica de acolo. Și acum noi cărăm ca indieni. Florin Gămar, chiar și Cristu, chiar și Pascu, chiar și Dan Canțu, cu butoaiele de apă de 200 de litri. De ce? Vă rog, că acolo mai avem niște rezervoare. Două rezervoare, bazine de 35 de metri cubi, care pot fi folosite. Și apa poate veni și la rotundă. Vă rog cum o să notați, poate, dar notează, doamna jurist, și vă va informa. Am văzut foarte bine, vă felicit pentru ei, eu am văzut de multe ori în practică, n-a venit nimeni, au venit cu 5 sau mai știu, casa. Dar, avem inspector de urbanism, șef de gabinet, plătit ca la parlament. De ce ați tras asta? Și pe drumul public acolo, este drumul public care merge de la Băcărie pe Islaz și s-a blocat drumul. Cine trece acum pe casa la Bătunda să treacă spre Huidoana, spre Secături și în fundul Islazului, trebuie să o ia pe o rupă. Acolo este drumul public și îl vrem marcat și lăsat. Deci vrem marcat și lăsat. Am înțeles. Îi primim cu brațe deschise și chiar mă bucur că s-au vrut acele case. Din bani pentru drumul de la Rotunda. Dar drumul care este prins în cadastru, domnul inspector de urbanism, trebuie să vină să lese cale de acces, de uzufruct al cetățenilor din Clavos. Deci eu mă fac un mesager, doar ce se discută în Clavos. Acolo trebuie lăsat drum de acces. Nu să le intru eu pe rupă să mă răspund lucrăruța sau... Ce ce mai departe? Apa. Nu trebuie decât, nu vreau nimic altceva. Acea problemă trebuie rezolvată. Trebuie doar un bun de excavator. Costel Trăran. E bine unde e eu. Eu particip cu tot și trebuie un generator. Nu e totul că pot duc câteți tot după oameni tot. Ca să rezolvăm cu apa, să nu mai fărăm. Cu toate. Este simplu și corect. Nu mi-a dat răspunsul cu Dimi. Vine apa și s-a luat Dimi. Codul de piatră s-a dărâmat. Ați văzut acum, 40 de litri au fost în bivol, 80 de litri. Dacă vine apa, ne ia. Haideți să mutăm insula între timp. Avem două de excavatoare și o bascultă. Să mai mutăm din insula și să vedeți apa la mare. Luați-o ca o temă de proiect. Luați-o ca strigă. De ce? Fiindcă apa nu te întreabă cum vine. În iunie întotdeauna au fost inundațiile. Să dea Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Dacă la dumneavoastră vă ajung în jumătate de apă, nu mai este mai multă măreată de intru. Asta a fost tot și vă mulțumesc de asta. Mulțumesc, doamnă vorbarea. Am avut un privat autoritar niște răspunsuri, nu vreau să le dau. Este peste jurile și cu zufruc și cu asta mai comentați puțin. Drumul de la CNI, știți foarte bine, ați pus întrebarea așa, parcă ați vă aflați în așa, interesant, să dați interesant. Sunt la CNI, au trecut din comisia tehnică, nu au vizit acolo, avem indicatori de nevoie. Dar știți la fel de bine ca mine, că nu noi vom organiza licitația. Licitația va fi ținută de către Compania Națională de Investiții, la CNI-ul, vor desemna constructor, vor vorbi proiectul tehnic, atunci când vor vădă clienții. Sunt trecute ca lucrări de preurgență, așa este. Sunt trecute de comisia tehnică, acum avizul favorabil la ei, că sunt prezentat la mine pe urmă, dar nu
facem noi nimic. Nu organizăm noi distrația. Organizați-mi. Timpții proiectare. 307,4 vă spun. Îs utopii. Aia sunt nefinanțate pe CNI, sunt niciun lor. Am și răspunsul lor de la CNI, la fel, la Cretiu, să vă arată. Da, ați depus o cerere, o să depun și unul ce trebuie cerere. Răspunsul este, în funcție de venitul de a vom proceda la etapele care trebuie să lege. Asta e răspunsul la CNI, de cei 7,7, la cererea care se întâmplă. Urmează să fac un DALI, pe expertiză tehnică la grup, să caut o linie de finanțare, fie prin PNRR, POE, transport, fie prin PNRR 3, ca să avem certitudinea cu depunere într-o acție eligibilă, nu pe triaj politic la CNI. Referitor la apa de la Rotunda, chiar mă bucur că ați întrebat. Îmi pare rău de domnul Pașu, domnul Greșu, domnul Caman aici, ca să spună ce puterea ta, ca să nu mai avem Pașu. Rețineți, de ce? N-are rost să o să aduc pe Pașcu, pe Flăbinești, pe Greșciu, să vă spună ce mă tăia ta, ca să nu mai avem Pașcu. Doi la mână. Partea asta cu oierindu-i și planificația, să știți că nu prea avem Pașcu mea. Așa că, care o dat tehnica și o propună, știu ce-o făcut, nu prea am dat directive de tipul ăsta, dacă a făcut-o, a făcut din capul ăla. O să mă documentez și cu chestia. De la primărie, nu plecat nici un utilaj care să nu depinge. Asta vă garantez. O să ne documentăm și cu privire la izvorul locuitoare. Am fost acolo, acolo despre ce e vorba. Îi un pic de muncă, izvorul tinde să formateze, din cauza că s-a pus betonul ăla cu el. O să punem, o să le-am pe domnul Camat, că l-ați zis, dumneavoastră, să așa să făcut acolo, pentru pe acolo. Mă puteți ajuta cu, măcar cu imagine de ansamblu, de lumina care conduce, de stăzărul ăla. Referitor la domnul de la urmă, da. Oamenii au chemat topometrici, nu pe inspectorul de Paris. Și au trasat politică, conform studii, tot din 2007. Așa apar pe hărți, așa apar pe hărțile frângia, așa și-au trasat de din potenție. Fiecare clasă se poate vedea care 300-400 metri pătrați. Conform schițelor și punctelor topo, ridicate la data construcției, așa și-au trasat punctele acolo. Ei lasă până într-un public, o să vedem. Unde e drumul? De unde se știe? Deci acolo este un lucru care intră la stație la Rotunda, care merge prin stradă, la cu locului, unde drumul până la Rotunda, de acolo ăștia. Cum intrăm la stație la Rotunda, să trecem mai departe. Și asta este problema. Că nu mi-ați răspuns cum a luat decizia ca unei persoane prin Greșciu, Berbune, să duce stelica la casa lui. O dată v-am spus. De ce n-ați putut la drumul și la drumul să vedem? Deci acest lucru, dacă s-a făcut, da unei persoane fizice 5.000 de lei, doar că îi sunt de mâine, să folosească. Exact, domnule! Exact cum ați dat dumneavoastră până după te minute. Și noi, eu n-am dat unde a trebuit. La o comunitate de oameni, nu unei singure persoane. Este cu totul diferit și se ține cont. Că este bun public și am voie să întreb. Începând de, poate greșe. Dar nu acest lucru s-a făcut fără spune. Nici o problemă. Timpurile de domnule, așa a trebuit. Bine, domnul Mărea, vă spune acolo, s-a mărut. Domnul Dar, să vină lumea să vadă, să vădă cu toate bun. Trec două mașini la dată fără să... Deci nu mai sunt schimb, nu mai s-au dus ce-au făcut. Da. Ce de noi bun, oare de altă oară. Domnule, mă dori să vă întreb la repede la domnul Mihal Ceacă. Mereu amintiți, legat de niște puncte din campania electorală. Ba salvare, ba mașină de pompieri, ba autoșcoluri. Domnul Valerică, cred că prioritatea este ca cei din satele de sus să aibă apă curentă, să aibă drumuri de acces. Lucrurile mărunte, care, sau neînsemnate, care pot părea pentru noi sunt esențiale. Dacă aducem o mașină de pompieri în gura făiei, nu cred că este necesar sau nu poate fi folosită să le ducă oamenilor apa pentru consumul propriu. Cred că pe parcursul timpului și deja se vede rezultate, va fi și after school, va fi și ambulanță, va fi și pompier, ar trebui să avem răbdare și să colaborăm pentru... Haideți să nu vedeți la data de exact, da, trecă 7, am semnat ce educat pentru extindere de alimentare pe energie electrică la tot așa, acum ați
Încă o dată vă spun. Cred că se văd rezultat. Deja se văd rezultat. Ultima șapte nu se va cer tot. Adică, haideți să fie un pic răbdare. Haideți să lămurim o problemă. Dar dumneavoastră știți. Până la urmă, niște probleme. Eu le stăpânesc. Mai bine că uitați și am strunit aceste lucruri. Vă rog frumos să nu mă trageți de urechi, că eu chiar vreau să trag, dar dumneavoastră ceea ce este corect. Sau și de la urmă, te rog, nu sigur. De ce vă spun de asta? Este corect ca un grup public de 5.000 de lei să-l dau la persoană fizică să stăpânească numai el sau este corect ca eu să stăpânească acolo și stăpânească și stăpânească? Asta se va demonstra dacă tractorul există. Păi cum adică se va demonstra? Te fac reclamare. Nu fac reclamare. Eu nu sunt pentru a face reclamare. Eu sunt pentru a dialoga.